În proiectul de astăzi vom vedea cum am reușit să construim un întrerupător care poate fi acționat prin zgomot. Mai exact, vom folosi bătaie din palme pentru a acționa închiderea și aprinderea acestor două plafoniere montate în tavan. Materialele necesare pentru producerea acestui întrerupător vor fi aceste trei componente. Aceste trei componente sunt principalele materiale fără de care nu am putea construi acest întrerupător. Principala componentă este această plăcuță mică, după cum se vede, este o chestie foarte mică. Această plăcuță a fost cumpărată de pe AliExpress contra sumei de 1,5 dolari aproximativ și este o chestie hobby. Adică toate componentele vin într-o punguță și noi trebuie să le lipim pe această placă, iar odată ce o alimentăm cu 5V, vedem aici avem locul unde o putem alimenta, se va aprinde acest LED și se va stinge dacă facem un zgomot. Zgomotul este captat de acest microfon, iar microfonul întrerupe alimentarea acestui LED. Lângă LED avem și o ieșire de 5V, ieșire cu care ne vom folosi să alimentăm acest releu. De fapt, acesta este un modul folosit la o cu totul alt proiect, însă o să ne folosim de el, o să-l adaptăm pentru proiectul nostru. Cu ce ne va ajuta pe noi acest releu? Acesta va face practic întreruperea alimentării tensiunii de 220. Cum va funcționa? El, odată ce va fi alimentat cu 5V, va face posibilă continuitatea pe 220-240 de volți. Putem vedea undeva aici, se vede foarte bine, se vede acolo 240 V și apoi mai departe pe lângă acea siguranță AC. Mai jos, sub 240, putem vedea că rezistă la 2 amperi, este suficient pentru cele două plafoniere cu LED pe care le avem, pe care urmează să le montăm în tavan. Și practic ne vom folosi de acest modul pentru a întrerupe alimentarea cu 220 a plafonierelor. Este un modul cumpărat de la un magazin de electronică, cum vă spuneam, este folosit pentru altceva, însă ne vom ajuta de el pentru a duce la bun sfârșit proiectul nostru. Va face trecerea între plăcuța noastră care are 5V continui și faptul că noi în tavan avem 220. Iar ca și alimentare pentru plăcuța noastră, cei 5V de care vă vorbeam, vom folosi un alimentator de telefon mai vechi. Acesta este de la un telefon vechi LG și, după cum vă spuneam, avem nevoie, unde scrie acolo output, avem nevoie de 5V. Deci acesta ne va furniza cei 5V cu care vom alimenta plăcuța noastră. Toate aceste lucruri vor fi montate într-un varniș, adică cele două plăcuțe vor fi făcute ca un modul, pentru că vom avea nevoie să le modificăm puțin. Le vom pune în varniș și vom avea nevoie de câteva cabluri. Acestea sunt niște cabluri foarte subțiri pentru a face diverse legături între ele și vom vedea ce adaptări e nevoie să facem. Mai apoi vom avea nevoie și de alte materiale pentru a face conexiunea în tavan. Diverse tipuri de... Avem aici un conductor de 1,5, să respectăm culorile, am luat două culori pentru fază și nul. Mai avem de asemenea o bucată de cablu electric 2x1 pentru a face conexiunea plafonierele noastre între ele și mai avem și acest soclu în care îl vom pune tot în tavan pentru a alimenta cu 220 alimentatorul nostru pentru a furniza cei 5V pentru plăcuță. Și ca și scule, avem o serie de scule necesare pentru a duce la bun sfârșit acest proiect, însă acestea pot fi mai multe sau mai puține în funcție de unde vom adapta acest tip de întrerupător, pentru că această mică plăcuță împreună cu acest releu poate fi adaptat pentru mai multe lucruri din jurul nostru, nu numai pentru acest proiect de a stinge și a aprinde o plafonieră. Partea tensiunii alternative va fi dată din cablul nostru din tavan, care se va conecta aici, nulul și faza. Mai departe de aici vom scoate nulul și faza
însă o vom face odată folosind aceste două cabluri, la capătul căruia se găsește soclul cu care ne vom ajuta pentru a alimenta încărcătorul de telefon, pentru a ne furniza cei 5V pentru microfonul nostru. Iar la ieșire de aici vom folosi niște punți pentru a ne ajuta în continuare să furnizăm electricitate și pentru cele două corpuri de iluminat. Deci vom avea 4 cabluri, nul fază, nul fază, și împreună cu acestea ne vom ajuta să construim acest lucru. Acum, între ele va trebui să existe releul nostru și aceasta este ieșirea, care, după cum vă spuneam, este pur și simplu un întrerupător. Așadar, vom întrerupe faza, vom folosi două cabluri, doi conductori de 1,5 de culoare roșie pentru a respecta faza pe care o îi vom lega aici. Ok, după ce i-am strâns, așadar nulul nostru se va conecta aici, iar de aici vom conecta nulul pentru primul corp de iluminat și pentru că avem două, vom folosi această punte, este o punte făcută din același conductor de 1,5 pe care o vom conecta aici. Odată ce le-am conectat, le putem strânge în partea aceasta. Și aici îl putem strânge, pentru că aici nu vom mai conecta nimic. Iar faza noastră va intra aici și vom face o altă punte pentru a avea de asemenea fază și în partea cealaltă. Așadar vom avea nul și fază, nul și fază pentru ambele corpuri de iluminat. O să conectăm întâi puntea în partea aceasta pentru că aici va fi singură și vom conecta în partea cealaltă faza pe care o vom întrerupe cu ajutorul releului. Și apoi acestea le vom conecta aici împreună cu acest cablu. Ok. Și acum putem să strângem și aici. Acum tot ce trebuie să facem este să prindem cablurile din tavan, adică nulul și faza, aici și aici vom prinde cele 4 cabluri, nulul, faza, nulul, faza, pentru cele două corpuri de iluminat și acesta va fi panoul nostru de control. Va trebui să facem câteva modificări acestei plăcuțe și vor fi două la număr. În primul și în primul rând va trebui să deconectăm acești pini, vom da afară acești pini și vom lega direct cabluri pentru ieșirea din placa de control, cabluri care le vom lega mai apoi la releul nostru. De asemenea, trebuie să dăm afară microfonul, pentru că microfonul, dacă îl vom lăsa în tavan, probabil că nu va fi sensibil la zgomote sau la bătaia palmelor și va trebui să-l deconectăm aici. Îi vom lega două cabluri de el și apoi le vom reconecta aici pentru ca acest microfon să dăm o mică gaură în tavan și să îl scoatem la suprafață pentru ca el să își facă bine treaba. După cum vă spuneam, modulul nostru e folosit pentru un cu totul alt proiect și el de fapt are două relee, nouă ne va trebui doar unul, iar firele lipite pe plăcuța noastră cu microfon le vom conecta aici, unde scrie DC plus și DC minus, iar pentru a folosi unul din cele două relee vom face o punte folosind un cablu mic alb între DC minus și al doilea canal, pentru că vom folosi al doilea releu. Acum luăm bucata de varniș și o măsurăm, o debităm pentru a putea acoperi cele două plăcuțe
Tăiem cablul încărcătorului suficient cât avem noi nevoie, cositorim capetele și păstrăm polaritatea, o să le conectăm la plăcuța noastră cu microfon. Înainte o să trecem prin varnici pentru ca mai apoi nu o să mai putem băga. Și apoi trecem și microfonul prin varniș, facem un test, deci punem în priză și acum ar trebui să ne se aprindă LED-urile de pe cele două plăcuțe, dacă totul este în regulă. Acoperim plăcuțele cu varniș și suntem gata să facem legăturile. O să dăm o gaură pentru microfon în tavan, lângă plafoniera care are alimentarea din tavan. Ne asigurăm că acesta trece și apoi verificăm care dintre cele două cabluri pe care le vom conecta, mă refer la cablul din tavan, este faza și nulul. Odată ce am descoperit, aici vom conecta nulul și aici vom conecta faza. Iar după ce am conectat cablurile din tavan la modulul nostru de întrerupere a curentului, putem să mergem mai departe la ieșirea acestuia și să conectăm cele patru cabluri pentru cele două plafoniere. Vom monta întâi pentru prima plafonieră, iar mai apoi, după ce le strângem pe acesta, vom merge mai departe și le vom monta și pe celelalte două. Să nu uităm să conectăm încărcătorul de telefon la soclu legat la modulul nostru de întrerupere, după care toate conexiunile sunt gata. Putem să punem cu grijă totul înăuntru, în tavan, prin orificiu pentru plafonieră. După ce le-am așezat cu grijă, trebuie să punem din exterior către exterior și microfonul prin orificiu creat. Mai apoi conectăm plafoniera și o montăm în tavan. Dacă doriți să vedeți cum putem să facem legăturile și cum montăm această plafonieră, în descriere aveți un link care vă duce către un videoclip cum am făcut asta. Și odată cu astea am finalizat acest proiect. După cum vedeți, totul acum funcționează. La bătaie din palme, odată se aprinde, odată se închide. Ar trebui să menționăm și faptul că acest întrerupător funcționează pe bază de zgomot și testăm aici cu acest scaun. Deci întreruperea și pornirea plafonierilor se poate face prin zgomot, așa că ar fi bine să avem și un întrerupător de rezervă înainte de întrerupătorul nostru creat pentru a fi siguri că nu se va acționa din greșeală când vor fi zgomote în jurul sau în încăperea respectivă. Cam acestea au fost informațiile care vroiam să le furnizăm în legătură cu acest subiect. Sperăm noi că ele vă vor fi interesante, iar până data viitoare, când vom aștepta din nou pe canalul nostru și cu alte proiecte interesante, vă dorim toate cele bune, numai bine și pe curând!